Dragilor, și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Îmi cer mii și mii de scuze că n-am mai postat de ceva timp, însă din cauza sezonului rece de iarnă, am fost obligat să stagnez cu acest proiect, pentru că n-am putut să-mi desfășor activitatea așa cum mi-am propus și după cum bine știți, am ales să mai aștept puțin, acum că suntem în luna martie, cred că este ok și sper ca sezonul rece de iarnă să nu ne facă din nou surprize, însă, haideți! Să nu mai ne lungim cu vorba și să trecem la treabă. Ei bine, acum că am dat mașina și mai în față puțin, haideți să nu ne lungim cu vorba și să vă explic rapid ce o să facem astăzi. O să încercăm să dezmembrăm cât mai multe piese de pe mașină. Da, ați aflat, o să o dezmembrăm. Însă de ce o să o dezmembrăm, o să aflați puțin mai târziu. Mă rog, hai să trecem la treabă. Acum că am ajuns în spatele mașinii, aici aveam polița cu boxe, însă am scos-o deja, sub buferul. Acum o să scoatem mocheta. Acum ne pregătim să scoatem și fața de ușă de pe partea asta. Boxa, după cum vedeți, am scoasă deja pentru că n-avea rost să filmez. Și haide să începem. Și cu prima ușă. Haideți să ne apucăm de a doua ușă. Thank you.
și la partea a treia. Am terminat și cu fața asta de ușă. Bineînțeles, o să dăm și macaraua și geamul jos, însă nu acum. O să trecem și la partea dreaptă. Pe partea dreaptă să demontăm și fața de ușă de pe partea aia. Și să vedem ce mai demontăm. Haideți! Stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Bun, am terminat cu toate patru fețele de uși. Haideți să ne apucăm de scaune. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a road. Savannah. Am terminat și cu primul scaun. Cam așa arată acum. Mai avem timp, este ora doar 8:40. Da, după cum vedeți, o să demontăm și plafonul pentru că va trebui recondiționat. Haideți să trecem la treabă pentru că vorba este, dar muncă mai puțină. Interiorul începe să fie din ce în ce mai chel, însă haideți să trecem la treabă.
devine, după cum bine am zis, interiorul devine din ce în ce mai chel. În clipul de azi o să mai demontăm și acea tripodă sau cum vreți voi să o numiți, de la schimbător și de la frâna de mână. Să mai demontăm și acea tripodă și pe urmă vedem dacă încheiem cu acea tripodă vlogul sau o să mai muncim ceva. Montez acum și stabilizatorul și haideți să-i dăm drumul. Take a step.